este primul vlog din România dedicat autoturismului copilăriei. Eu sunt Albert Vrăbiuță și în dimineața asta mergem spre Constanța, unde are loc întâlnirea Dacia Classic International 2019, prilej cu care vom sărbători 50 de ani de drumuri și intersecții cu Dacia și vom avea posibilitatea să aflăm povești minunate cu și despre Dacia. Rămâneți aproape să vedeți ce v-am pregătit în episodul acesta. Am ajuns în gara de nord și trenul are întârziere 35 de minute. Deci în loc de ora 6:30 să plecăm la 7 și 10 și un sfert. One eternity later. Three days. Ar trebui să ne apropiem de piața Ovidiu, care se pare că este fix în față. Bună ziua. De când o aveți? Nu este a mea, proprietarul este... Deva. Am înțeles. Este achiziționată anul acesta, în orice caz. Ok. De undeva din Torba. De la un bătrânel care a avut grijă de ea, cred că mai bine decât de familie, nu știu. Omul a ținut toate elementele în ziar. Ok, și de asta ați și vrut să o lăsați așa, nu? Da. Continuare. Să înțeleg că e vopseaua originală? Vopseaua originală, tot ce vedeți la ea este original. My mind was low. Yeah.
but my mind was slow. But my mind was slow. Oh, and you wanted more from me. Oh, and you wanted more from me. But my mind was slow. But my mind was slow. Yeah. Aceasta este mașina mea, este un Renault 12 TLE, okay. 1971. După cum vedeți, este o stare imaculată. Volan pe dreapta, pentru că este, deși făcut de Franța, a fost pentru marketul englez. Okay. Am luat-o din Anglia și era într-o stare mai precară. Am recondiționat-o la perfecție și acum mă folesc cu ea. Cam așa. Aveți și motiv de mândrie, sincer să fiu. Mare de tot, da. Mi se pare... Este o piesă unică. Într-adevăr. Păi, și ați recondiționat-o dumneavoastră sau ați dus-o undeva la... Nu, am dus-o la Dănuț Crăniciuc la Suceava, okay. care deține... Numărul 2. O altă piesă unică. Și... de altele în condiția lui. Un inimos și foarte priceput și atunci mi s-a părut o destinație normală ca să-mi las okay. Mașina pe bine la lume. Lași noi o pauză și acum o să mergem înapoi în piață să vedem ce se întâmplă după pauza de masă de la Retromobil.